Acest institut a avut ani de zile, până în 1990, am să spun atunci ce s-a întâmplat, a avut un caracter predilect orientat spre cercetare aplicată. De ce? Pentru că răspundea comenzilor Ministerului Comerțului Exterior și experții, cercetătorii din acest institut elaborau studii pentru promovarea produselor românești pe piețele internaționale. În 1976, Institutul capătă această denumire pe care o are și în ziua de astăzi, Institutul de Economie Mondială.